Hei, bună dimineața tuturor prieteni! Eu tocmai ce m-am trezit. Astăzi o să facem un vlog, o zi din viața mea. O să vă iau cu mine peste tot, pentru că avem o grămadă de planuri pentru ziua de astăzi. Haideți să nu mai vorbim așa de mult și să începem să ne pregătim. Am zis să mă machiez acum puțin, pentru că când o să vin acasă să fiu deja gata pentru filmare. Aoleu, ieri am stat până târziu să editez vlogul pentru voi, pentru că astăzi postez un nou vlog. E ciudat să zic asta un vlog, dar pe bune. Am stat să editez vlogul cu fructele exotice, pe care probabil l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, v-am lăsat linkul în descriere, puteți să vă uitați la vlog. Ok. Și noi începem să ne pregătim. Trebuie să-mi fac și mâncare, mama se duce cu Leo pe afară pentru că eu nu reușesc. Eu i-am promis mamei și lui tata și la toată familia că o să am grijă eu de Leo. Și pe bune, dacă aș avea timp, pe bune că l-aș scoate pe Leo, dar dacă am sală, ce trebuie să fac? Bună dimineața, Ana! Leo, hai afară! Și Ana s-a trezit, toată familia este trezită. După cum vedeți, eu sunt gata, iar acum urmează să ne schimbăm în hainele pentru antrenament. N-am nici cea mai mică idee în ce să mă îmbrac, efectiv încă sunt adormită și n-am chef de niciun fel de sală, dar puteam să mă duc la sală mai târziu, dar n-aveam încotro pentru că astăzi am o zi plină, așa că trebuie să am timp pentru toate. Ok, pantalonii negri, ca întotdeauna acest top. Deci, haideți să ne schimbăm. Gata! Yay! Perfect! Acum mergem să-mi fac ceva de mâncare pentru că mi este foame. Frige! Doamne ferește! Haideți, adăugăm câteva fructe. Hai, mam, mergem la sală? Eu la sală nu merg. Ce-ți faci de mâncare bun? Terci. Terci de ovăz aici. Ăsta? Da. O scuitor. Da. Suntem gata, plecăm! Apropo, el este Budulai, cel mai bun prieten al lui Leo. Hei, bună dimineața! Hey! Cam asta mi-a făcut mie Leo, așa că mergem să vedem dacă putem să le facem. După cum v-ați zis mai devreme că eu nu port badiuri, am venit să mi le fac, să le transform în topuri, să zic așa, și mi-am făcut și colanul foarte repede, deja este gata. Perfect, mulțumim! Mulțumesc! Am ajuns la sală, prieteni, ce faci, Ana? După cum am zis astăzi, o să am o zi foarte, foarte, foarte plină. Și ca întotdeauna ziua mea a început la sală. Am început să facem sport. Ne încălzim. Eu nu vreau să fac sală, eu deja sunt obosită, vreau un pat să dorm. Am terminat antrenamentul. Am venit să-mi iau bluza, pentru că eu nu fac duș aici și nici nu mă schimb. Mă duc direct acasă să mă schimb și să fac duș. Așa că mergem spre casă. Mama cred că vine după noi, după cum am înțeles eu. Plecăm. Eu am ajuns acasă și am probat cerceii pe care i-am primit cadou de ziua mea de la Alexa, care a plecat în Rusia și când s-a întors mi-a făcut acest cadou foarte, foarte, foarte cute. Acum mă apuc să filmez câteva TikTok-uri. Apropo, voi niciodată n-ați văzut cum filmez eu TikTok-uri. O să vedeți în vlogul ăsta. Și o să râdeți puțin pentru că eu mă cam cert cu lumea din jurul meu când filmez TikTok-uri. Pentru că ba cineva se bagă, ba cineva nu știe coreografie corect și eu nu sunt foarte impulsivă. Am ales acest outfit în care am fost la sală cu aceste șapcă ca să dăm așa un pic de culoare la tot outfit-ul și începem să facem câteva TikTok-uri! Așa că, apropo, dacă vreți să vedeți TikTok-urile care ne-au ieșit, intrați în link-ul din descriere pentru că acolo aveți contul meu de TikTok, unde puteți să vedeți o grămadă de chestii interesante pe care eu le postez la mine pe TikTok. În timp ce filmam TikTok-uri, mi-am făcut niște poze cu aparatul, după cum vedeți.
Și apropo, deja m-am schimbat ca să merg în Chișinău la prove. Am ales astăzi un sacou, un top, acești pantaloni scurți de piele, foarte drăguți. Și pentru că nu știu dacă o să am timp să mănânc acolo, o să-mi fac câteva bruschetti de aici de acasă ca să le am acolo la mine. O să facem niște bruschetti cu avocado și cu ton și cu unt de arahide, una singură, ca desert. Cam asta ne-am pregătit eu, mie și mamei pentru diseară. Iar acum, haide, să facem curat! Bunicul ne-a rugat să-i aducem smochine, o să-i ducem astea toate. Avem acolo bagajul pentru ședința foto, aici avem mâncare, aici avem apa cu lămâie, aici avem ușa, aici avem mânerul de care trebuie să tragem. M-am tras de mânier ca am mâinile ocupate. Am venit la bunicul să-l susținem cu deschiderea. Spune, ce deschidere? Campionatul internațional la box. Da, adem la, și ne pare foarte vedem, rău. Să vedem la ringă aici. Rău că nu putem să rămânem aici. Asta este sala lui de box, prieteni. Și aici este Ana. Hai, Ana, când mai venim aici? Nu știu, dar hai să vedem mai fost. Gata, iar acum ne-am pornit în Chișinău. Suntem cu Leo. Aoleu, eu nu știu câte outfituri o să am azi, dar mai întâi m-am îmbrăcat în rochiță albă pentru că am presupus că pe asta o să o alegem. Dar pentru orice eventualitate mai am încă o rochiță și un costum alb foarte drăguț. Am ajuns deja în parc, așa că ne vedem deja înăuntru pentru că trebuie să achităm intrarea și chestii genul ăsta, așa că ne vedem acolo. Poți să pui mâinile așa în care, așa ok? Tu mă rog? Da, da, e fain. O să mai pui și unul, știi, cu iarbă, jos. Da, rochii. O, iată așa, dar poți să-i fac. După ce am terminat să facem poze în acest outfit, în această rochiță, oh my god! Să schimbăm în următoare. Cred că m-am făcut ceva aici. În țară. Coronița asta este făcută de fete. Foarte, foarte, foarte drăguță, doamne. Îmi place așa de mult. Și rochița de la Malini. Oh my god! O să iasă pozele mega tare. Deci pe bune, vă garantez că o să vă placă foarte, foarte, foarte mult. Ele sunt fetele care s-au implicat în ședința foto care a fost aici. Oh my god! Vă mulțumesc mult, fetele. Vă pur bine. Ne mai vedem. Pa, pa! Mersi! Pa, pa! Și cam atât a fost, dragii mei, pe astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut acest vlog. Eu vă pup pe toți. Pe data viitoare! Pa!